plânge. Vă spun o poveste, nu începe cu a fost, ci începe cu este. Este vorba despre un băiat ce iubea o fată, dar ea l-a respins și l-a rănit îndată. Asta începem cu începutul, nu prea crede un blesteme. Era un băiat care făcea numai prostii și dădea doar de probleme. Într-o seară a cunoscut o fată, de frumusețe era vrăjit. A vorbit cu ea și pe loc s-a îndrăgit. Cinge nu mai este lângă noi, iar toată lumea parcă este în război. De ceea ce se întâmplă, suntem de vină, numai noi. Iar viitorul este pierdut pentru noi. Nici îngerii nu mai este lângă noi, iar toată lumea parcă este în război. De ceea ce se întâmplă, suntem de vină, numai noi. Iar viitorul este pierdut pentru noi. După câteva zile deja erau împreună, ambii erau fericiți și-și făcea viața mai bună. Până într-o zi când a intervenit ceva, băiatul i-a dat mesaj fetei, iar ea nu mai răspundea. Imediat s-a dus la ea acasă, nu a găsit-o acolo, era undeva plecat. A plecat ce-a văzut undeva pe stradă, însă nu era singură, era cu un alt băiat. S-a dus la ei și un mare scandal a urmat. A întrebat-o ce l-a înșelat, iar ea i-a răspuns că de el s-a săturat. A pus-o să aleagă, l-a ales pe cel al alt. Și uite așa, povestea s-a terminat. Într-un final s-a lăsat înfrânt, suferința nu lăsa, s-a dus acasă doar cu un gând. De ce avea să facă? El era decis, a luat cuțitul și pe loc s-a sinucis.